Bună, draga mea. Sunt Luna Ala. Horoscopul 2024 pentru Vărsător promite o perioadă de schimbări semnificative. Veți experimenta o puternică dorință interioară de creștere personală și exprimare de sine. Este important să rețineți că în 2024 Veți avea ocazia să vă extindeți cercul social și să întâlniți oamenii importanți care vor juca un rol semnificativ în viața voastră. Alianțele și parteneriatele, atât personale, cât și profesionale, vor fi deosebite de puternice și pline de satisfacții. Interacțiunile tale cu ceilalți vor fi inspiratoare și stimulatoare. Sănătatea Vărsătorului În 2024, Vărsătorul va avea ocazia să adopte o abordare mai conștientă a sănătății sale. Veți fi înclinat să căutați noi metode pentru a vă îmbunătăți bunăstarea fizică și emoțională. Explorarea terapiilor alternative și a dezvoltării spirituale va fi un aspect important al abordării voastre asupra sănătății. Din 20 ianuarie, când soarele se mută în semnul tău, vei simți un val de energie nouă. Perioada din ianuarie până în martie va fi marcată de energie ridicată și sănătate bună. Vitalitatea ta fizică va crește semnificativ. Acest timp este favorabil pentru a avea grijă de tine, pentru a crea o imagine armonioasă și atractivă. În această perioadă, activitatea ta de gândire, claritatea și elocvența minții tale vor crește. Merită să fii atentă la starea ta fizică și la sănătate. Ocuparea ta poate duce la stres excesiv și surmenaj. Prin urmare, este important să găsiți un echilibru între activitate și odihnă pentru a evita epuizarea. În această perioadă, va exista un interes sporit pentru sport și dorința de a face mișcare. Antrenamentul fizic, sportul sau plimbările în aer curat vă pot ajuta să vă relaxați și să eliberați stresul acumulat. În perioada din iunie până în iulie și din septembrie până în noiembrie trebuie să acordați o atenție deosebită sănătății dumneavoastră. În acest moment este posibil să creșteți volumul de muncă, veți fi mai predispus la stres și irritabilitate. Este important să găsiți un echilibru între muncă și odihnă, să vă ascultați corpul, precum și să vă monitorizați starea fizică și emoțională pentru a vă menține sănătatea la un nivel optim. Este recomandat să acorzi mai multă atenție condiției tale fizice, să-ți îmbunătățești obiceiurile și să ai grijă de tine. Acesta este un moment favorabil pentru a adopta noi obiceiuri sănătoase, a vizita medicii și a lua măsuri pentru a-ți menține bunăstarea generală. În această perioadă, s-ar putea să găsești noi modalități de a avea grijă de tine. Aceasta poate include exerciții fizice, tratamente cosmetice, o dietă sănătoasă sau pur și simplu petrecerea timpului dedicat plăcerii și relaxării, cariera vărsătorului, horoscopul pentru 2024 în sfera muncii, cariere și afacerilor indică potențialul de creștere, dezvoltare și noi oportunități. Între ianuarie și martie vei simți o energie puternică, hotărâre, încredere în tine și curaj pentru a-ți atinge obiectivele profesionale acesta poate fi un moment în care poți să-și în evidență, să-ți arăți abilitățile de conducere și creativitatea la locul de muncă și să-ți prezinți ideile. Este posibil să primiți recunoaștere și sprijin de la colegi și superiori. Acest timp este favorabil pentru demararea de noi proiecte, atragerea atenției asupra personalității tale și promovarea brandului tău. Perioada din martie până în iunie va promova comunicarea activă și schimbul de informații. Vei fi în centrul atenției în mediul tău de lucru datorită energiei și inițiative tale. Acest timp va fi favorabil pentru a începe noi proiecte, a învăța noi abilități. Vă puteți manifesta ca un comunicator eficient participând activ la negocierile de afaceri. Această perioadă va fi deosebită de favorabilă pentru călătorii de afaceri pentru contacte cu colegii, clienții și partenerii, precum și pentru crearea de noi relații de afaceri. Fii atentă la detalii și evita agresivitatea excesivă în comunicare. A doua jumătate a anului 2024, în special perioada din iunie până în septembrie, va contribui la dezvoltarea potențialului tău creativ. S-ar putea să găsiți noi idei? proiecte sau oportunități care vă vor aduce bucurie și satisfacție în munca voastră. Fiți deschis la experimentare și explorați noi direcții pentru creativitatea și creșterea profesională. Această perioadă este favorabilă dezvoltării competențelor legate de comunicare, marketing și promovare, precum și pentru dezvoltarea oricăror proiecte de afaceri. Este posibil să fii deosebit de sensibil la atmosfera din jurul tău, așa că este important să creezi un spațiu de lucru armonios și de sprijin. Demonstrarea abilităților de conducere și organizare vă va duce succes în colaborare și atragerea de noi oportunități de creștere a afacerii. Fiți deschis colaborării și arătați generozitate în relațiile cu partenerii, colegii și clienții. Între septembrie și noiembrie, Vei avea mai multă energie și motivație pentru a-ți îndeplini sarcinile de serviciu și sarcinile zilnice. Acest timp va duce oportunității de a-ți extinde orizonturile și de a-ți aprofunda cunoștințele în domeniul tău profesional. Este posibil să fii implicat în cercetări, formare sau consultanță care te vor ajuta să dezvolți și să aduci noi idei în munca ta. Fiți pregătiți să călătoriți și să stabiliți noi contacte cu parteneri străini. În acest moment, vei căuta o înțelegere mai profundă a sarcinilor tale profesionale și vei căuta modalității de a-ți îmbunătăți statutul și credibilitatea. Eforturile și munca voastră vor fi recunoscute și răsplătite. Fii perseverent în atingerea obiectivelor tale de carieră și încearcă să ți folosești talentele și abilitățile la întregul lor potențial. Acest timp este, de asemenea, favorabil pentru proiecte ambițioase și planificare pentru viitor. Din noiembrie până la sfârșitul anului 2024, vărsătorul va avea mai multă pasiune și hotărâre pentru a-și atinge obiectivele profesionale, mai ales în contextul colaborării cu ceilalți, vei acționa ca un lider și vei căuta oportunități de a te asocia sau de a crea noi proiecte cu alții. Capacitatea ta de a-i convinge și de a influența pe alții va fi îmbunătățită și vei putea folosi aceste abilități pentru a-ți avansa cariera. Abilitățile tale de comunicare vor fi cheia succesului tău, așa că folosește-ți cuvintele și ideile pentru a inspira și motiva pe alții. Este important să reții că succesul tău va depinde de capacitatea ta de a găsi un echilibru între cooperare și autonomie. Nu uitați să luați în considerare opiniile și nevoile celorlalți, menținându-vă în același timp independența și autonomia, banii și bunăstarea financiară. Vărsătorul s-ar putea confrunta cu unele constrângeri și provocări financiare în 2024, dar cu abordarea corectă, ar putea fi un moment de creștere. Anul acesta va necesita o abordare mai serioasă a problemelor financiare și a planificării cheltuielilor. Acesta este un moment bun pentru a dezvolta strategii financiare pe termen lung și a stabili obiective financiare. Perioada de la mijlocul lunii februarie până la sfârșitul lunii aprilie va îmbunătăți situația financiară a vărsătorului. În acest moment, puteți genera venituri suplimentare prin muncă? afaceri sau investiții. Puteți descoperi noi idei sau proiecte care vă vor permite să faceți bani. Este favorabil să vă folosiți abilitățile de comunicare și capacitatea de a convinge oamenii să atingă obiectivele financiare. Acesta este un moment în care puteți negocia și încheia cu succes oferte profitabile. Dorința ta de a te bucura de posesiunile materiale va crește. Vei fi mai înclinat să-ți asumi riscuri și să fii proactiv în finanțele tale. Cu toate acestea, aveți grijă să nu vă aruncați în tranzacții financiare sau cheltuieli nesăbuite. Fii atentă la oportunitățile de a construi o bază financiară stabilă și confortabilă pentru tine. Fii atentă la strategiile financiare solide, la evaluarea riscurilor și la luarea deciziilor responsabile. Amintiți-vă că unicitatea și abordarea voastră inovatoare pot fi munată atunci când urmăriți aceste oportunități de succes financiar, păstrați interacțiuni active cu oamenii, participați la evenimente și întâlniri de afaceri pentru a vă extinde contactele și a deschide noi perspective financiare. În perioadele retrograde ale lui Mercur, aprilie, august și noiembrie decembrie, fiți atenți la oferte. Contracte și alte documente financiare. Recitițiile de mai multe ori pentru a vă asigura că înțelegeți pe deplin toți termenii și restricțiile. Este recomandabil să amânați deciziile financiare majore, investițiile și achizițiile majore pentru a evita potențialele probleme sau circumstanțe neprevăzute. Mercur retrograd poate fi un moment favorabil pentru a vă revizui strategiile și planurile financiare. Din august până în septembrie, se recomandă să acordați atenție planificării financiare și gestionării resurselor. Această perioadă este favorabilă pentru analiza investițiilor, înființarea proceselor financiare și devenirea mai eficientă în gestionarea bugetului vostru. Puteți descoperi noi surse de venit sau puteți dezvolta strategii pentru a economisi bani fii atentă la detalii și investește resurse în lucruri care au valoare pe termen lung. Folosiți acest timp pentru a explora noi metode de management financiar și pentru a explora oportunitățile de investiții. Fiți deschis la dialog cu consilierii financiari, investitorii și partenerii de afaceri. Împărtășirea informațiilor și a ideilor poate aduce noi perspective și oportunități pentru a vă îmbunătăți situația financiară. În această perioadă sunt posibile și moșteniri, propuneri de investiții sau proiecte financiare comune. Fii pregătit să explorezi diverse opțiuni, inclusiv imobiliare, bursă, start uri și alte forme de investiții. Cu toate acestea, fiți precaut și faceți o analiză amănânțită a riscurilor și a potențialelor profituri înainte de a lua decizii. Această perioadă poate fi, de asemenea, un moment bun pentru a vă revizui și restructura obligațiile, pentru a găsi condiții mai bune și pentru a plăti unele datorii. Fiți atenți la noile oferte de împrumut și revizuiți cu atenție toți termenii și ratele dobânzilor înainte de a lua decizii. Dragostea și relațiile. Prima jumătate a anului 2024 va implica teme de casă și familie. Tranzitul lui Jupiter prin casa ta a patra a horoscopului poate aduce mai multă prietenie, sprijin și bucurie mediului de acasă. Vărsătorul poate descoperi că relațiile de familie sunt întărite în timpul acestui tranzit, puteți petrece mai mult timp cu cei dragi, puteți construi legături emoționale profunde și puteți întări legăturile de familie. Acesta este un moment în care puteți lua un rol activ în viața de familie și puteți crea unitate și stabilitate. Perioada din ianuarie până în mai 2024 va aduce sprijin și ajutor suplimentar din partea membrilor familiei, te vei simți sprijinit în a-ți atinge obiectivele și aspirațiile. Acesta este un moment pentru a vă împărtăși visele și ambițiile cu familia, iar ei vă pot inspira și vă pot sprijini pentru a reuși. Între martie și iunie, vărsătorul va experimenta o dorință mai mare de a socializa, de a face noi conexiuni și de a-și extinde cercul social, fii deschis și proactiv în interacțiunile tale cu ceilalți, te vei simți mai curajos și mai dispus să iei inițiativa în a face contacte și a dezvolta relații, acest lucru vă poate ajuta să atrageți parteneri care vă împărtășesc valorile. Aceasta este o perioadă favorabilă pentru a vă consolida legătura emoțională cu familia și cei dragi, veți simți mai multă armonie, înțelegere și sprijin din partea membrilor familiei voastre. Este, de asemenea, un moment propice pentru a crea cinste și confort, s-ar putea să fii mai implicat în decorarea casei tale, mobilarea interiorului și petrecerea timpului cu cei dragi din mediul de acasă. Perioada din iulie până în septembrie va aduce energie romantică și oportunități pentru noi relații de dragoste sau consolidarea celor existente. Vei fi în centrul atenției la petreceri, evenimente și în grupuri. Acesta este un moment în care vă puteți permite să vă bucurați de dragoste și să vă distrați. Vei fi mai deschis, gata să-ți împărtășești gândurile și ideile cu partenerul tău. Perioada din noiembrie până la sfârșitul anului va aduce energie, pasiune și intensitate în sfera relației tale. Este posibil să simți mai multă atracție sexuală și dorință de intimitate cu partenerul tău. Marten Leul va inspira pe vărsător să arate inițiativă în relații. În această perioadă, vărsătorul poate avea nevoie să depună un efort suplimentar pentru a obține armonie și compromis cu partenerul său. Este important să fii mai tolerant, gata să asculți și să înțelegi punctul de vedere al partenerului și să cauți înțelegere reciprocă. Horoscop 2024 pentru bărbatul vărsător Anul 2024 îl va încuraja pe bărbatul vărsător să planifice mai profund viitorul său financiar. Dezvoltarea de planuri și strategii financiare pe termen lung vă poate ajuta să construiți o bază financiară stabilă pentru obiectivele viitoare. Luați în considerare consultarea unui consilier financiar sau expert pentru a dezvolta cele mai bune planuri pentru nevoile și obiectivele voastre individuale. Fiți răbdători și perseverenți atunci când aveți de-a face cu probleme financiare. Acordați atenție cheltuielilor voastre creați un buget și străduiți-vă să economisiți și să vă gestionați finanțele mai eficient. În prima jumătate a anului, s-ar putea să simți nevoia de a investi în casa ta, creând un mediu plăcut pentru tine și familia ta. Acesta este un moment bun pentru a cumpăra o casă nouă, a renova sau a moderniza interiorul pentru a face din casa ta locul perfect pentru relaxare și inspirație. În a doua jumătate a anului 2024, eforturile tale creative și proiectele de afaceri ar putea primi o creștere și recunoaștere semnificative. Vi se poate oferi oportunitatea de a vă extinde abilitățile și de a încerca noi linii de afaceri. Aceasta este perioada în care vei câștiga mai multă încredere în abilitățile tale și vei prezenta cu îndrăzneală ideile tale lumii. Horoscop 2024 pentru femeia vărsător anul 2024 va ajuta femeia vărsător să dezvolte o abordare mai rațională și mai practică a planificării financiare. Această perioadă vă poate încuraja să vă stabiliți obiective financiare mai clare și să creați un plan de economii pe termen lung. Femeia vărsător poate începe să-și trateze finanțele mai responsabil, recunoscând importanța securității și stabilității financiare. Prima jumătate a anului din ianuarie până în mai, va aduce schimbări favorabile și oportunității de extindere a sferei familiei tale. Jupiter, planeta abundenței și expansiunii, își va dezlănțui energia puternică în casa ta, unde sunt centrate bazele confortului tău mental. Casa ta va deveni o sursă de armonie, confort și stabilitate, iar tu, la rândul tău, Vei avea ocazia să-ți întărești legatura cu familia și să creezi relații armonioase. Puteți simți creșterea încrederii, căldurii și sprijinului din partea persoanelor apropiate. A doua jumătate a anului va aduce femei vărsător oportunități interesante, inspirație creativă și extinderea sferei relațiilor romantice. Această perioadă ar putea fi o perioadă de aprofundare a relațiilor existente sau apariție unei noi iubiri în viața ta. Jupiter în Gemeni poate duce la alianțe interesante și bogate intelectual în care comunicarea și schimbul de idei joacă un rol important. În plus, a doua jumătate a anului vă poate aduce noi oportunității de a călători, de a învăța și de a vă extinde cercul social. Puteți întâlni oameni noi și interesanți, Precum și puteți începe noi proiecte creative. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!